Mulțumim, stimat popor, oameni buni, am venit în fața dumneavoastră pentru că îmi este rușine că timp de 6 luni vă adunați, protestați, cereți drepturile care vă aparțin și nu este nicio reacție pozitivă până în prezent. Am venit aici să vă spun că aveți demnitate și că aveți dreptate. Să luptați, să luptăm împreună. Așa cum a fost anunțat, eu fac cumva parte din guvernarea actuală. Ocup funcții la Comisia Electorală Centrală. Dar am venit aici să vă spun că pe platforma Demnitate și Adevăr poate să vină oricine cine nu dorește să fie afiliat cu sau asociat cu bandiții, cu criminalii. Deci acei care sunt... Sunt convins că marea majoritate dintre cei care se adună aici sunt acei care în 2009 au fost tot aici și au adus actuala guvernare la conducere. Îmi pare rău acum că cei pe care i-am adus în 2009 se tem acum să iasă în fața poporului și să vorbească.